Poate un lucru care aș vrea să vă spun până dacă aveți întrebări. Veți vedea că tema invidiei în familie în Sfânta Scriptură este foarte pronunțată. Cartea Genesa este o carte a familiilor. Și în Cartea Genesa vei observa multă invidie și nu numai în Geneza. Cain l-a invidia pe cine? Pe Abel. Frații lui Iosif așa e? L-a invidiat. Întotdeauna vei vedea că Duhul ăsta de invidie între neamuri, mă refer, între frați, între surori, o distrus, o distrus relații și o distrus familie. Voi sunteți aici în Suedia și sunteți mulți rude și foarte bine. Păziți-vă de această buruiană mare numită invidia. Știți că în Biblie există 120 de păcate menționate. Deci de la Geneza la Apocalipsă avem 120 de păcate menționate. Toate păcatele aduc plăcere în lumea asta. Dacă păcatul n-ar aduce plăcere, nimeni n-ar comite vreun păcat. Nimeni n-ar comite. Însă, invidie este singurul păcat pe care, dacă îl comiți, îți aduce amărăciune. Un om care ține invidie este un om nefericit. Este un păcat care nu se duce în vacanță. Este un cancer al Sufletului îl duci cu tine. Dacă nu te scapă Dumnezeu și dacă nu lupți împotriva invidiei, să știi că vei fi un om nefericit. Biblia vorbește că plăcerea de o clipă a păcatului, Păcatul aduce plăcere. Nimeni n-ar curvi dacă n-ar existat plăcere. Nimeni n-ar fi arogant dacă n-ar fi plăcerea că ești cineva. Și totuși, cine se face vinovat de păcatul invidiei, este un păcat care roade pe din interior. Și dacă te uiți în Sfânta Scriptură, vei vedea cât de rău a făcut invidia asta. Haman pe Mardoheu, Pilat, adică farisei și cărturarii pe Isus, Irod l-a invidiat pe pruncul care s-a născut. Da? Vei vedea tema asta din ce în ce mai, mai abundent în Sfânta Scriptură. Să nu uităm că marele Mozart, pianistul Mozart, a fost otrăvit de profesorul lui de muzică. Da? De ce? Pentru că dintr-o dată o primit aplauzele Europei, ca cel mai bun pianist. Și uh, profesorul nu a suportat ca un elev de-a lui să fie mai bun ca și el. Și l-a otrăvit. Și i-a organizat și funerariile. Nu știu nimeni de fapt că el l-a otrăvit. Da? Invidia asta e teribilă. E un păcat care nu se duce în vacanță. Și asta a distrus neamuri. Asta a distus relații între frați, între surori. Să nu lăsați buruiana asta amară să, să, fie în viața voastră. Pentru că odată ce există acolo invidie, duhul de amărăciune, va crește. Și să fim sinceri, Lucifer a devenit un drac. Lucifer înseamnă luceafărul, cel mai frumos înger. A devenit un demon, nu atât datorită păcatului mândriei. Sigur că a fost și mândria, ci a fost datorită păcatului invidiei. El n-a fost mulțumit de granițele pe care Dumnezeu le-a trasat și invidios pe poziția lui Dumnezeu a vrut să fie el ca Dumnezeu, așa -i? Și invidia asta l-a transformat L-a transformat pe cel mai frumos înger, în cel mai acru înger. Și există oameni care dacă lasă în inima lor păcatul ăsta invidiei, a geloziei, a, a mărăciunii, transformă oameni miere în oameni fiere. Și nu mai vezi că s-au Și un om care s o acrit nu mai transmite atmosferă spirituală în, în spatele cuvintelor. Pentru că dacă vă uitați în Sfânta Scriptură veți vedea Efeseni 4 cu 30 zice Biblia să nu tristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. După ce zice să nu tristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, urmează șase păcate care întristează pe Duhul Sfânt. Ghiciți care în cap de listă. Care este? Orice amărăciune. Deci în cap de listă, păcatul care întristează pe Duhul Sfânt este păcatul amărăciunii. Și un om care are amărăciune este un om pe care Duhul Sfânt nu mai poate asista. Adică când ca la România au talent, dar nu transmiți atmosferă spirituală în spatele cuvintelor. Predici, dar nu mai electrizează pe nimeni. De ce? Pentru că unde Duhul Sfânt este stins, acolo nu există putere. De aceea cât de important este să, să ne păstrăm solul inimii noastre lipsit de invidie, de amărăciune, de gelozie. Deci noi astăzi în biserică taxăm păcatul curviei. Foarte bine, bă, zice, e singurul păcat care biserica încă îl mai disciplinează. Ok, dar să știți că Dumnezeu disciplinează prin faptul că își ia prezența Duhului Sfânt acolo unde există amărăciune. Pentru că Duhul Sfânt în Scriptură este asemănat cu un porumbel și știți că porumbelul nu are fiere. Și știți ce gust are fierea? Amară, amară. Așa că mă rog ca Dumnezeu să ne păzească de, de invidie. Uite-te la Cain. L-o invidia pe frate sau de ce? Pentru că jertfa lui a fost mai bună. Bă, dacă altul cântă mai bine ca și tine, nu trebuie să inventezi povești asupra lui numai ca să-i asasinezi caracterul ca să ieși tu în evidență, așa cum a făcut Cain. Nu? Nu, domnule, dacă Dumnezeu dă har la altul mai mult, Doamne, fi laudat, nu el dă vină, că Dumnezeu dă har cum vrea el, nu? După măsura credinței. Nu? să nu existe, să nu lăsați buruiana asta, pentru că lucrul ăsta distruge, distruge vieți, distruge familii. Și mă rog ca Dumnezeu să ne păzească de asta. Amin? Revin apoi la frații lui Iosif. Nu? Voi negreșit ați vrut să-mi faceți rău. De ce? Din invidie. Eu dat Dumnezeu har mai mult, eu dat vise mai mult, eu dat revelații, eu dat daruri spirituale, nu? Și imediat, de da ce? Nu mă pun pruncul cu tare, dar ce pruncul meu nu-i bun? Da? Și atunci ce se întâmplă? Distruge relații și acresc relațiile. Eu am văzut la voi aici unitate. Am văzut așa că țineți unul la altul și aveți părtășie. Și mă rog ca Dumnezeu să vă păzească să nu lase, nu păcate ale trupului, că avem grijă, să nu lase buruienile astea amare. Că astea știi ce face? A crește, a crește biserica. Și Domnul să ne păzească. Amin? Amin. Dacă ori ajuns ceva... Amin. Dacă sunteți mai îndrăsnesc, puteți să puneți direct, nu trebuie să îmi scrieți. Amin. Nu? <laughs> m întreba mai mult frați cu privire la, cu barca, exemplu cu barca, dacă s-ar întoarce barca și ar trebui o singură persoană să salvezi, pe cine ai salva? Știi? Și am zis asta la mami, știi? Și o zis, mami, eu dacă aș fi cu tai în o barcă și s-ar întoarce barca cu pruncii mei cu cinci, deci eu nu aș salva pe că toc doar nu pe el l nouă luni în pântece, ci pe voi, zice, îl iubesc pe el, dar nu, no, eu pe prunci aș salva. <gântu -i> așa gândește o mamă. Nu, no, nu acuz, dar vreau să tehnic vorbind, strict biblic vorbind, uh, suntem în puterea legământului. Ai zis față de soțul sau soția ta până la moarte, înaintea Domnului. Acum e adevărat că suntem noi mai emoțional, mai așa, dar problema nu e asta cu barca. Doamne, fer să ajungem vreodată să, stăm, <gântu -i> să fim într-o astfel de situație. Problema, de exemplu, când un părinte este hiperposesiv și așa și iubește copilul, că îl a neglijat pe soțul ei 30 de ani de zile, așa cum am zis, și apoi ajunge să stea cu soțul ei, pe care e un străin, și ce face? Să bagă tădeauna în viața lui fiul sau, sau lui fiică asta și vrea să controleze tot. Și din dragoste, prin prea multă dragoste, cât trebuie, îi trebuie, strică viața și strică familia. Nu că eu nu făceam așa, dar tai, nu făcea așa. Nu știu ce. Eu cred că trebuie să-ți bați bine țărușii mai ales dacă ești bărbat și ești sau vrei să te căsătorești, să-ți bați bine țărușii și tu ești preot în familia ta. Nu-i nici socra, nici socru, nici tata, nici mama, ci tu ești. Tu ești, pentru că dacă lași ca atâta lume să-ți bată țărușii, nu că la noi așa a fost, bun, așa a fost la tine, la mine e altfel, eu sunt preot la mine în familie. Și femeia, eu cred că trebuie să-și să să taie cordonul umbilical emoțional față de părinți, să se detașeze emoțional și să se lipească emoțional mai tare de soțul. Sigur, îți iubești părinții, îi cinstești, îi ajuți, dar emoțional trebuie să fie o deslipire și să te lipești emoțional cu soțul sau cu soția, cu ea te faci un singur trup. Sau cu el te faci. Da? De la casă la casă, da? Pentru că dacă nu ești rupt emoțional de tata și de mama, la orice problemă, zici, mami, uite ce mi-a făcut. Atunci nu ești bună de măritat. Mai trebuie să maturizezi. Deci dacă încă tu alegi la mama și spui tăi, se crede, sau nu știu ce asta, încă, încă, nu ești de măritat. Încă nu ești de măritat. Cred că trebuie să existe o graniță. Adică le spun la cei care se căstoresc. Când te căstorești, îți iei bye, bye de la tata și de la mama. Adică e respect, -i iubești și mai departe, dar nu uita, de azi încolo, autoritate peste tine nu mai tata, bai, e soțul. Bărbatul e capul nevestei, da? Am sorry, dacă sunt părinți care tot se bagă și tot se bagă și tot se bagă, eu cred că trebuie să le spui, știu, caz în care o zis, un an de zile, tată la mine în casă nu mai pășești. Un an de zile nu mai vine la mine acasă. Pentru că tot te-am lăsat și tu vrei să spui ce nume să dau eu la prunci, tu vrei să spui ce să fac cu banii și așa mai departe. Și ce? Give me a break. Hai! Păstrează distanța. De ce? Pentru că din prea multa ta dragoste, tu de fapt ce vrei să faci? Tu, tu mă distrugi. Și bași hâr și măr. Nu. Te iubesc, te respect, stai departe. Pentru că nu, nu e ok. Eu cred că trebuie să fim bărbați în familie noastră și tu să-ți bați sărușii, tu cu soția ta să aveți viziunea voastră, nu să se impună toată lumea cu viziunile lor, că până la urmă știi ce se întâmplă? Până la urmă, din prea multă dragoste, cât îți bagă în cap, până la urmă nu-l mai vezi cum ai văzut înainte. Și mă rog ca Domnul să ne păzească. Amin? Îți prea dur? Eu am văzut copii care încă... Știi care e diferența între un băiat și un bărbat? În engleză zice mai bine ca în română, zice And the man shall leave his father and mother and shall clay with uh, his wife. And the man, not the boy, but the man. Adică când trebuie să te căsătorești? Când ești a man, când ești bărbat, nu când ești a boy. Care e diferență între a man and a boy? A boy wants sex only. Unul care se căsătorește și gândindu bărbații bărbat și băiat, se căsătorește numai pentru sex. Eu vreau să am, zi, să am și o femeie a mea și nu-i ce fain și nu știu ce. Maturizează că viața nu înseamnă numai sex. Bărbatul adevărat are o viziune, are o direcție, știe unde merge. ce Vedem Vede, mamă, cum plătim și chiria? El <laughs> vrea la bani El vrea să se căsătorească, nu? Să vadă cum e. Nu-i bărbat. Nu știe. N-are garduri. N-are viziune în viață. Repede vrea să căsătorească că îi place. Ia-mi-o că îmi place. Bun, bun, dar și? Ce țin eu? Nu și vreau să mă căsătoresc mai -mi că îmi place de ea. That's a boy. De asta există atâtea divorțuri pentru că unii s-au căsătorit când erau numai niște copii care au vrut aventură. Și când a venit greu, el nu a fost vaccinat pentru bătălii. Și repede s-a dus înapoi la mama și a lăsat-o în pace. De ce? Because he was not a man, he was just a boy. Pentru că nu a fost bărbat. And the man, bărbatul, va lăsa pe tata. De aceea vreau să vă spun, faptul că te-ai născut de parte bărbătească ține de naștere, dar a fi bărbat ține de alegere. Te-ai născut băiat pentru că așa a fost să fii, să fii băiat. Dar a fi bărbat ține de alegere, adică trebuie să decizi, trebuie să ai viziune, trebuie să fii mai dur cu tine. Viața e dură. Și dacă nu, ești bărbatul la care să decizi și să știi ce vrei de la viață și să îți duci familia într-o direcție. Nu cum bați vântul. Cred că atunci trebuie să ne maturizăm. Restul, pentru un permis, noi ne pregătim luni de zile ca să luăm un nenorocit de permis. Nenorocit în sensul, în comparație cu căsătoria. Pentru căsătorie, ce să citești o carte, mă? Să citești o carte, comunicarea, cheia relațiilor sau ți oameni care au trecut 40 de ani de zile în consiliere și îți dă o carte cu 10 euro. Dom'le, citești, o să vezi câteva lucruri despre viață, despre căsătorie. No! Las că îți iei ultimul tip de costum sau de cravată sau de tocuri. Acolo poți băga 300 de euro, că nu-i mult. Dar pentru o carte care te învață cum să ce să în lumea asta nebună, suntem zgârciți de multe ori. Și pentru permis te pregătești, faci o mie de chestionare când e vorba de viața ta și de chestii pe viață. Acolo nu vrem educație. Și atunci ne mirăm, de fapt, de ce avem atâtea tragedii care le puteam evita dacă învățam și noi decretul. Right? Așa că vândem și ca oameni căsătoriți, și ca necăsătoriți, dacă sunteți, să punem mâna să mai citim câte o carte bună. Ai un James Dobson, ai un Josh McDowell. Ai atâția autori fain traduși, oameni al lui Dumnezeu, oameni care au trecut peste ei toamnă, primăvară, iarnă, toate anotimpurile vieții au trecut peste ei. Și îți dă după 50 de ani de zile de consiliere și îți dă cartea aia, aurul forat de mine, ți-l dă cu 10 euro. Haideți să, să ne... Să ne educăm și în sensul ăsta, da, bine e bună, citim, 31 una de capitole în proverbe, un capitol pe zi, te învați în toate domeniile, de bun simț, de bani, de căsătorie, de tot, așa e etica. așa -i? A învățătură lui Hristos, ce spune Hristos? Amin, foarte bine. Dar haideți să mai citim pe lângă asta și în domeniul ăsta ca să cultivăm iubirea. Ca să cultivăm. Spunea cineva, Charles Swindoll, spunea că bărbații sunt o specie pe cale de dispariție. Adică vorbeam la masă cu niște frași și zicea, e adevărat că și numai că unii femei zice trebuie să fie și bărbați și femeie. Pentru că el e un blag. Adică el, frate, merge la lucru și după aia vine și stă tătă te la televizor. Sau să joacă pe jocuri, sau citește. Și ea săraca, mere 8 ore, vine acasă, spală, face mâncare, calcă hanii, nu știu ce. De fapt, ea lucrează dublu decât, decât el. Păi el nu i interesează. Au e cu ce merge la școală. Au ce să merg, nu știu ce. El cum merge la lucru și gata. nu e implicat, nu-i nu, -i, nu, -i, nu -i cap în familie. Și atunci zice, tu ai zis că femeia să se supună bărbatului așa, ce greu, că dacă se supune, mori lumea de foame, mă, că el el a vrut numai femeie. El nu știu că a fi căsătorit în mai mult decât relație conjugală. Nu, ăștia trebuie să fie scuturați. <laughs> ăștia trebuie să se trezească și să înțeleagă că a fi cap de familie e un lucru foarte serios și foarte important. Și dacă e adevărat ce spun psihologii, că un copil îl percepe pe Dumnezeu prin prisma tatălui. Când un copil se roagă și zice, tatăl nostru care ești în ceruri, prima imagine a lui Dumnezeu din ceruri este oglinda tatălui, este cum e tata. Dacă tatăl a fost absent în viața lui sau răuț sau abuziv, el nu se poate îndrăgosti de Dumnezeu în ceruri pentru că imaginea lui Dumnezeu în ceruri este tata lui pământesc. Nu, no, atunci mă întreb, ce atenție trebuie să am eu la viața mea. Ca pruncul meu să se îndrăgostească de Dumnezeu, trebuie să mă vadă pe mine că seamăn pe Dumnezeu. Pentru că eu sunt amprenta, eu sunt oglindirea lui Dumnezeu. Dar dacă tata lasă-mă să te las. Da. Și așa, știi? Na, ți-am dat bani, ce mai vrei? Eu n-am avut în copilărie ce ai avut tu. Ei, dacă copiii au și un sertărel acolo emoțional, așa -i? Au nevoie de un, de un, o, o, îmbrățișare, te iubesc. Când, mă, când, vorbesc cu copiii și vreau să-i întorc, păi ăștia rătăciți Și mă pun părinții, du-te, am vorbesc și tu că poate de la tine primești. Și mă duc să vorbesc cu ei. Aproape în unanimitate, băieți îmi spun următorul lucru. Tata nu m-a dus niciodată la McDonald's. Tata nu m-a luat odată să mă îmbrățișez, să te iubesc, pruncul meu. Să simt așa că am un umăr pe care să pot să plâng. Și atunci când au șocuri în viață, în loc să zică, bă, tata e prietenul meu, mă. Păi, bărbat, mă, nu? Mă duc să-i spun. Să închid, că n are cu cine vorbi. Și atunci, șocurile alea pur și simplu explodează odată. Și nu mai vezi că nu mai vine la biserică. De ce? Pentru că nu a avut un tată, o a avut un om sponsor, o a avut un sponsor, n-a ultimul tip de telefon, n-a bani, dar viața e mai mult decât fizic. Suntem și Suflet și Duh. De aceea, cât de important e ca Tata să fie cu adevărat la cârmă. Amin? Spunea cineva. Copiii noștri sunt singurele semnale pe care noi le transmitem unei lumi pe care nu o să o vedem niciodată. Copiii noștri sunt singurele semnale pe care noi le transmitem unei lumi, unei generații pe care noi nu o mai apucăm. Noi murim, așa? -i? Și eu pot să, eu pot să uh, 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 lovesc o generație în sensul bun, da? Să afectez generația următoare prin felul în care eu mi-ascusă gețile. Prin felul în care mi duc copiii în așa fel încât generația aia să fie afectată în punct pozitiv de marele războinic. Dumnezeu e mare de și copiii sunt săgeți. Nu Dumnezeu mi ascute. Eu trebuie să-i ascult. Mi-a dat Dumnezeu mijloacele harului. Biserica, dui la biserică, dui cu Biblia, învață-i. Cine trebuie să fie cel mai bun profesor de teologie în viața lui? Cine? Fătuca de 15 ani de la școala duminicală? Profesorul de la liceu pentecostal? Nu. Pastorul? Nu. Cine? Mama și tata. Nu zice Biblia așa. În Deuteronom, capitolul 6, versetul 4, 5 în jos 10. ascultă Israele, șema Israele, Domnul Dumnezeul tău este singurul domn. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, așa mai departe. Și apoi zice așa Biblia. Și zice, și poruncile pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copilor tăi. Cine trebuie să întipărească? Pastorul? Profesorii? Fata de la școala dominicală? Știți cine trebuie? Cine trebuie? Primul tata și mama. Să le întipărești în mintea copiilor tăi. Să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca, când te vei scula. Să le biblicizezi sângele. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Adică atunci când intri la cineva în casă să vezi că există versete din Biblie. Oriunde dă copilul cu ochii să vadă versete din Biblie. Pe când te duci în camera unei fete pocăite, să nu vezi acolo Britney Spears. Să nu vezi acolo pe ușă craniu, do not enter. Să nu vezi acolo pe James Bond, pe păreț, la băieți, nu? Să vezi acolo versete, biblicizează să fie ca un mic sanctuar, ca un mic templu. Așa să fie casa ta. Și cine trebuie să facă asta? Părinții. Să fie ca niște fruntari între ochi, zice Biblia. Adică, dragul tati, orice decizie faci să fie conform cu cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul e o lumină. Trebuie să le ba cuvântul, să aibă călăuzire. Să le legi, zice Biblia, ca niște semne de aducere aminte la mâini. Adică tot ce faci cu mânuțele tale să fie conform cu cuvântul. Cine trebuie să învețe asta? Cine trebuie să învețe? Părinții. E bună școala duminicală. E ok. Școala duminicală, prima dată, a fost inventată pentru orfani. Copiii care nu aveau direcție. Și apoi, ce o zis omul? Bă, zice, uite, și așa ne lucrăm șase zile de dimineață până seara. Măcar duminica să stăm relaxați în biserică și ne aruncăm prunci pe mâna unor profesioniști. Și atunci facă ei. Numai că vreau să spun ceva. În ziua judecății, Dumnezeu nu va chema pe fata aia de 15 ani de zile să zică, nu, no, unde cu care folosește la școală duminicală? Și Dumnezeu te va chema pe tine și pe mine. Cinci s am dat, opt s am dat. Îți aci? Repet, îi bună școală duminicală, poate să fie un lucru bun, și copiii mei sunt acolo, dar vreau să spun, prioritar suntem noi. Noi trebuie să ne facem timp. Și de ce am învățat o Biblia? Pentru că atunci când eram mic, zicea tati, înveți psalmul cu tare, îți dau 10 lei. Mamă mia, cum să nu învăț? Mă motiva! Mami, tot ziua ce să dai bani, zice, pentru că citești din Biblie? Ori Biblie! Zicea, tati, Iordină, las că știu eu. Motivează-ți! Eu am zis la eu sau la băiatul meu, Tă cu premii la Talantul negoț, îi place foarte mult să citească Biblie. Și fetele sunt premiante. Talentul în fine. Și i-am zis, tati, dacă înveți Isaia 53 îți dă tate 100 de lei. I-am spus acum, seara o știu Isaia 53. Oai, mi-o proroc am, am, zis 100 de lei, de așa rapid eu am învățat. Dar <laughs> i-am promis, i-am dat. i -am zis, dacă scrii psalmul 119, îți dă tate nu știu cât. Da, l-o scris. La șapte ani, Abigail știe predica de pe munte pe de rost. Matei 5, 6 și 7. Pe de rost. La tanantul negoț, la examen, la astea învață, Marcu, Estera, cele de... Merg și la școală duminicală, stau cu ei, cu eu sau când mă duc cu mașina tot timpul. Și dacă mă duc două tati, mai punem întrebări din Biblie. Tati, mai punem întrebări din Biblie. Și când citește din Biblie, are poziția mea cum stau pe scaun sau în pat, exact așa mă imite, cum sau așa stă și el cu Biblia. Copia fidelă. De deci ce vreau să vă spun cu viața asta? Viața mea e mai complicată. Adică e mai mult decât mă duc la lucru și gata. Mă rog pentru toți copiii noștri să fie ucenicii Domnului. Amin. Și mare să le fie propășirea lor. Amin? Deci, cu alte cuvinte, chiar trebuie să fim bărbați ale lui Dumnezeu în generația asta. Să fim bărbați. Repet, faptul că te născut de parte bărbătească ține de naștere. Dar a fi bărbat ține de alegere. Să fim bărbați. E un deficit de bărbați, mă refer. Știți de ce? Vă spun de ce. Pentru că vremurile grele au făcut bărbați puternici. Ai trecut în comunism, ai trecut în nu știu ce, în greutăți. Eu posteam și mă rugam înaintea lui Dumnezeu, Doamne, dă-mi bani să-mi iau pregăte pantofi. Mă rugam, posteam și nu mai vinea și îmi cineva. Uite, mi-a pus exact. Mă puneam mâna pe pantofi în magazin și ziceam, Doamne, tu știi, Doamne, că vine iarnă. Te rog, Doamne, dă-mi pantofi ăștia cu cataramă. Pentru abonament, de tramvai. Deci am avut experiențe, cu, adică am fost forțat să zic într-un fel. Am mâncat pită cu muștar în liceu. Ioi. Asta e. Vremurile grele, așa, ai depins, te rogi vezi că Dumnezeu lucrează. Dar acum generația asta ce? Să se roage, să ia niște pantofi? Deci, tati, vezi că nu mai îmi place Nike. I-am Tommy Hilfiger. E o generație care nu mai umblă așa în credință. De ce? Tata-i Dumnezeu. Pac, ține aici, ține aici. Își mai dezvoltă ei mușchii spirituali. Nu, de ce? Pentru că le are pe gratis. Și când se căstoresc, cum dau de o chichiță, de o, un pic de frecuș, gata, Deci nici nu mă mai joc. De ce? Nu au trecut în greu, mă. Vremurile grele fac ca băieții să devină bărbați vă spun în vremurile astea bune cum transformă Dumnezeu băieții în bărbați. Îi aduce în anumite circumstanțe în care nici bani, nici relație, nici mama, nici tata nu mai poate ajuta. Și atunci să zdrobesc ei și cer mila lui Dumnezeu. Și greu ăla pur și simplu îi maturizează, îi face să caute fața lui Dumnezeu. Au experiență apoi cu Dumnezeu. Se duc la rugăciune, citesc din Biblie, vor. Și atunci își dă seama că, cu adevărat că Dumnezeu nu e o poveste, ci cu adevărat Dumnezeu adevărat, slăvit să fie Domnul. Așa că mă rog ca Dumnezeu să să ne ajute și mă adresez băieților, bărbaților, să fim bărbați al lui Dumnezeu. Cum e familia? Ca și corabia lui Noe. Jos e potopul, strigăciunea, droguri, mizerii, prostii, dar noi și-o salvat familia, așa -i? Și familia lui era deasupra, așa -i? De ce? Pentru că noi o putut să-și influențeze copiii. așa -i? Putut să-și influențeze copiii. E adevărat că atunci când Dumnezeu i-a zis să facă o corabie lui Noe, Dumnezeu o uitat, până în ghilimele o uitat, nu dar nu i-a spus să facă două lucruri, cârmă și catarg, care sunt cele mai importante. Pentru că există momente în viața de familie când pur și simplu nu mai știi nici tu ca bărbat în ce direcție, cum și ce să faci. Și trebuie să te încrezi în Dumnezeu. Domnul e la cârmă. El știe unde merge corabia. Dar eu mă încred în Domnul. Orice s-a întâmplat, toate lucrurile lucrează împreună spre bine de celor și iubesc pe Dumnezeu. Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să fim oameni al lui Dumnezeu, pruncii noștri să fim influențați înspre bine. Așa cum am zis ca Simon din Cerena cu aia doi băieți, să poată să spună copiii mai târziu, vreau să fiu ca tata. Bă, o dus crucea, dar o dus-o mă pun la capăt. Vreau să rămân, vreau să am o soție ca și mama să zică. Doamne ajută-ne să fim modele pentru ei. Amin? Un slujitor trebuie să pună familia sau biserica pe primul loc. Și când le pui la americani o întrebare și nu știe să răspundă, zice That's a very good question. <laughs> și dacă nu știe ce să răspundă, întreabă pe cineva din clasă. Zice, clasa, voi ce ziceți? Și așa un student mai răsărit de un, de un răspuns de la puternic. Și zice americanul, yes! Exactly what I mean! Asta am vrut să zic și eu. Ok. Deci, un slujitor trebuie să pună familia sau biserica pe primul loc. Acum, Biblia zice așa, în ultimul, trei, Dacă cineva nu știe să aibă grijă de familia lui, nu? Cum va avea grijă de biserica lui Dumnezeu? Adică, dacă acolo în cinci persoane nu știi să ai grijă, cum o să ai grijă de cinci Deci, mai întâi, aranjați lucrurile acasă. Amin? Amin. Unii spun că trebuie să fie uh, într-un mod echitabil, 50-50. Alții spun că mai întâi familia și apoi biserica. Eu, totuși, țin să cred că mai întâi trebuie să, să fie familia. Să fie familia pe primul loc. Sigur că trebuie să lucra. De exemplu, eu n-aș putea să fac nici 50% din lucrarea care o fac dacă n-aș avea o soție ca Ana, care să-mi înțeleagă chemarea. Eu, când m-am căsătorit, i-am spus soției mele: Dragă, dacă vrei să te căsătorești cu mine, să știi că eu sunt evanghelist, eu sunt cu scriptori eu stăt cu drumul. Așa că asigură-te că o să fii și singură. Adică eu nu sunt bărbatul care lucrez până la două și apoi tă acasă. Eu de la două vin acasă, am făcut un duș și am plecat în misiune. Sau, uite, trei zile în Suedia sau așa mai departe. Adică mi-am bătut țărușii, nu? N-are rost să te... numai că e faină sau numai că e fain și până la urmă faci lucrarea așa cu frâna de mână trasă. Că ea e hiperposesivă și nu te lasă și nu știu ce, nu? Atunci, bă, poți să ai carcasă faină și poți să arăți ca și nu știu cine. Bă, dar dacă nu ești de slujire, nu mă căsătoresc cu tine, nu? Nu? Adică nu sacrifici darul lui Dumnezeu. Că Dumnezeu îți va da una care să fie pe, pentru slujirea ta, da? Deci trebuie să fie bătuși țăruși, adică fundația trebuie să fie pusă corect. Că dacă e fundația pusă corect, tot ce clădești e corect. Dar dacă fundația e strâmbă, tot ce zidești va fi, va fi strâmbă. Deci cred că familia, deci trebuie să îți faci ordine în familie. Cred că trebuie să îți faci ordine în familie. Că atunci primești și autoritate morală să vorbești în biserică, când biserica vede că ești ok cu familia. Amin? Acum e adevărat că sunt plecat, dar și eu o răsplătesc Eu cred că sunt puțin puțini slujitori care mi-a dus soția peste tot unde am mers. Mă refer așa, departe. Nu? Când m-au chemat în Australia, am zis, vă rog, la două, vă rog, să luați două bilete. Am zis, ce, ce să mă duc, C am văzut Australia de atâtea ori. Am zis, domnule, vreau să văd și soția mea, nu? Hai să vezi, domnule, și tu, în Australia. M-au chemat în America, vă rog să luați două bilete. În Europa nu mai vorbesc. Da? Adică există răsplătești, nu că tu comerci și că nu te interesează. Nu! Trebuie să fii și uman, așa e, să fii delicat, să, să dezvolți relația, să-i să, să duci un cadou, să... Nu? Deci trebuie mai mult decât că eu mă duc o Domnul pe primul loc. Ok, men, dar tu poți face datorită ei lucrarea. Așa că trebuie să ai grijă de ea și să o prețuiești. Amin? Cum pot eu să-mi ajut partenerul, soțul sau soția să aibă o relație mai bună cu Dumnezeu? Simplu, nu te ruga singur, nu citi din Biblie singur, citiți împreună. Familiile care se roagă împreună, rămână împreună. Noi tindem așa, știi, ca să fim un pic egoiști. Ne rugăm numai noi, știi? Și ai tu relație bună și vezi, bă, dar tu nu te mai rogi, bă, nu știu ce, dar Ce ar fi să. Poate ea nu suficient de matură, Hai să zicem că tu ești la nivelul 8, la 6. Nu. Nu? Și ce trebuie să faci? Rogă-te cu ea. Citește psalmi împreună cu ea. Eu cu soția mea, în primul an de căsătorie, am citit cartea psalmilor pe genunchi. Și epistolele mici, le-am citit pe genunchi. E sigur că după ce o vin copii, n-am mai putut zice că în fiecare zi, zi am citit din Biblie cu ea. Dar cu familia ne rugăm în fiecare seară. Da? Rugați-vă împreună. Sau cu ea, roagă în mod special, când nu-s copii, când îți dorm, când nu știu ce, și fă timp. Hai să, hai să stăm în rugăciune. Cum să o ajuți? Poate există ceva grup de surori de exemplu, soția mea a fost invitată la grupul surorilor de păstor, care se adună și fac un studiu biblic așa fain. O, oh, așa de entuziasmat, eu stau cu prunci atunci. Abia aștept după două ore, că nu mai știu ce să fac cu ei. <laughs> Cum rezistă ea să te zile între astea? Cu de e micuță acum, nu mai că ăștia mari, știi, asta mic, după tine, știi, și stai, dar nu. No. Eu cred că sunt indiferit în design, adică cred că Dumnezeu le-a făcut speciale pe femei, eu n-aș putea să... Nu, no, deci nici nu știi ce să le mai dai, cu ce mici mă refer, care e la sân. Și, deci, nu, dar nu zic nimic, o las, numai că chiar plânge că nu mai pot, atunci o sunt <laughs> Bun, ce vreau să zic, îi implic într-un grup, nu? unde poate găsești niște surori cu care are click nu? cu care se înțelege, nu? Și să crească spiritual. Dar tu, în mod special, ca preot, roagă-te tu, tu ești responsabil și de starea spirituală. Adică dacă Dumnezeu ți-a dat-o la, me la media șase, când ai luat-o în căsătorie, să zicem, da? Păi după 10 ani de căsătorie, pe ea trebuie să fie de nota 7 sau 8. Pe nu mai jos, ci să fie mai mult asemenea lui Hristos. Că relația dintre soț și soție e ca și relația dintre Hristos și biserică. Să se oglindească relația dintre Hristos și biserică în relația dintre soț și soție. Adică ea trebuie să crească spiritual după câțiva ani de căsătorie, nu se meargă mai jos, nu? Dacă devine mai lumească și mai e, frustrată, atunci cred că ai vina ta. Înseamnă că n-ai fost ca și Isus. Și rugați-vă împreună, citiți numai voi doi împreună, implic la un grup, încurajați-o poate la o mărturisire, zic, nu știu, da? Dar și rogă-te, ca Dumnezeu să aprinde și în focul la care... Dar, repet, există lucruri care... Eu, de exemplu, slujitor. Eu nu aștept ca soția mea să fie la nivelul meu. Știu că sunt femei care sunt mult mai spirituale decât soții lor și femei care predică mai bine ca soții lor. <laughs> da? Eu nu aștept ca să ia să stea cu Biblia cât stau eu. N-am cum să aștept ia cu șase prunci. Cel mai mare zece ani, cel mai mic un an. N-am cum. Clar că nu are cum să stea cât, cât stau eu. Dar ajută-o să crească așa încetul cu încetul. Apoi nu împovăra dacă vrei să ai o relație bună cu Dumnezeu. Nu împovăra. Adică eu nu mă duc și îi spun o tăchii problemele spirituale cu care m-am confruntat sau vin ăla și îi spune nu știu ce. Nu, domne, familia e sfântă, lasă-le în pace. Nu, nu am e ia la ei probleme. Nici tu ca bărbat nu spune tăchii spichele pe care treci. Sigur că poți să spui, dar există lucruri care... Nu trebuie să spui tot ca o, o termin. Adică... Du-te la cineva care te poate ajuta care are fermoar pe gură, unul mai matur spiritual, care, care poate, când îi spui, ia să șochează. Deci, ioi. Nu știu, ca să ajungi să crească spiritual, trebuie să fii tu în primul rând crescut. Da? Deci trebuie să, să fii tu ăla care să, să dai uh, startul și să, să vadă în tine un model. Și apoi eu cred că e foarte ușor să te respecte apoi dacă vede și în tine că îl iubești pe Domnul. Și copiii apoi vor iubi ce iubește tata. Nu vi s-a întâmplat când ați fost mici să faceți biserică acasă? Ca și copii. Să dați cina cu plăcinte și cu suc. Și să mereți la vană și să-i botezați. Noi așa făceam când ne botezam unul pe altul. Imitam, am lucrat la biserică, eram mici, m-ați înțeles? Copiii imită. Copiii imită. Da? Domnul să ne ajute. Amin. Ce ar trebui să facă părinții creștini dacă au o fică sau un fiu risipitor? Ce să facă? Mă să roage. Mă să roage. Fratele meu a stat 16 ani de zile în pușcărie. Acum ați 2 ani ieșit. 16 ani. Și unde s-au pocăit? Unde? În pușcărie, fiul risipitor. Cânta, în față, cântă la pian, știe engleză. S-o nu știu câte ori când o vin o O dat de anturaje greșite și s a dus. Și unii s a pocăit. Acolo, ce să faci ca părinții? Chiar ce să faci când are o vârstă? Ce să faci? Pătăși mi-a dus tati la biserică și a cântat în poeme și tăti, nu? Nu, no. el a fost de o contra. Și cu buna și cu rău, știi? Hai și la mine, hai și o bătaie. Nu a priceput. Când a ajuns în pușcărie, au zis către tati, acum îmi dau seama, zice, că cel mai bun prieten meu a fost tu. Am fost orb, n-am văzut asta. De câte ori tati o promis și o zis, Bă, dacă ajungem în pușcărie, eu, eu în veac nu vin la tine, a zis. De câte ori ce am scăpat de la poliție? Bă, numai pe obrazul meu, domnul Floruz, vă cunosc, nu știu ce, hai, nu știu ce. Bă, dacă ajungem în veac, Gheciși și eu mărți primul la pușcărie. Tata. Oare ce mâncă? Oare ce faci? Oare ce? Nu? No, ce să faci? Ce să faci cu un fiu cu un rebel care vrea numai cu interlop și cu cagule și cu recuperări? Ce să faci? Are mărturie, niciun se crede secret, că vă spun că o are pe net. Eugen, la Cristi Boreu în biserică și-o depus mărturia. Ce să faci? Mila Domnului! Mila Domnului! Nu știu ce să, să vă zic ceva sau să nu vă zic. Nici nu știu cum să zic. Ce este un verset în Biblie, zice, ce aș mai putea face vie mele și nu i-am făcut? Știți că Dumnezeu are și, și, Dumnezeu are fiul lui risipitor, investit Dumnezeu atât de mult în noi, în pocăiți, în lumea asta și câți fie rebel și risipitor are Dumnezeu. Mă gândesc așa la John Piper, numit, supranumit păstorul păstorilor în America. John Piper are un fiu ateu, un fiu care își bate joc pe internet și pe TikTok de Biblie. A, ce povești, ce noi, ce Iona, ce înghițe, de ce? În fine. Și tai că o îi pita lui Dumnezeu. Când moi la viața lui John Piper, imaginați-vă, John Piper și-o vândut casa lui și și-o luat o casă mai mică. E adevărat, copiii au pleca și în vârstă. Și... Dar gestul în sine. Și și-o luat o casă într-un ghetou, într-un zonă mai... Și banii aia se dea pentru misiune. O ieșit un an sau doi ani de zile din slujire, că am prea mult succes, mă tem să nu mi urce succesul la cap, să nu mai știe nimeni despre mine, să fie toată gloria lui Dumnezeu. Asta e John Piper. Un om deosebit. Și pruncul lui să scrie vreo 40-50 de cărți, studii teologice, Desiring God, are site-ul ăla. Și pruncul lui, pe față, a vrut să-și dea demisia. Și comitetul o lua cazul și s-a interesat, o vorbit cu copiii, cu familia, cu vecinii, cu tot, așa. Și a zis, nu tu ești de vină. Eu cred că sunt cazuri în care nu știi ce să zici. Când vezi părinților și cum i-o duci și ce educație și ce om fain și... Nu știu. Ce să faci să te rogi să aștepți îndurarea Domnului? când e mic, știi, e ca și vița aia, când e fragedă, o poți face așa după orice zi, după orice lemn, o poți îndoi cum vrei. Dar când ajunge mare să face tare, nu mai poți, așa e. Când e mic. Nu zice Biblia așa, învață pe copil ca când e mic, că atunci când va îmbătrâni, nu se va depărta, nu se va bate de aia. Dar de ce când e mic? Pentru că, de obicei, bătrânii dau mintea copiilor. Auziți ce vă zic? Și dacă atunci când e mic pui ce trebuie la rădăcină, când e bătrân, va ieși din subconștient ceea ce ai pus când a fost mic. Dacă când e mic îi pun numai telefoane cu dinozauri și cu uh, roboți de aia spurcați și nu poate să mănânce numai dacă să uită. Ce va ieși din omul ăla? Ce va ieși la bătrânieță din subconștientul lui? Ce ai pus la rădăcină? Pune Biblia. Ok, are momente de arătură, o ia pe arătură. Dar, nu există să nu iasă din subconștient. Nu există. Nu există ca Dumnezeu să lasă apoi. Va ieși. Bă, sămânța e pus acolo. Uitați ce zice Biblia. Știți că este vorba asta că Dumnezeu n-are -are nepoți. Eu cred că Dumnezeu are nepoți. Dumnezeu are numai copii. Eu nu cred asta. Eu cred că Dumnezeu are și nepoți. Știți că de mai multe ori Dumnezeu spune lui Israel, Israele, Israele, așa te-aș nimici, într-o secundă te-aș nimici, Israele, dar din pricina lui Avram, Isaac și Iacov, de -aia nu te nimicesc. Că dacă ar fi să te iau la bani mărunt după cât ești de rău, într-o clipă. Bă, dar pentru că ai avut niște protopărinți care m-au iubit și au intrat în legământ, de-aia milă de tine. Că ai avut niște bunici, străbunici, Străstră, oameni care m-au iubit și e stămânța lor. De-aia. Din pricina lui Avram, Isaac și Iacov. Ține Dumnezeu cont și de relația ta cu Dumnezeu când e vorba de cu tot când e pe buza prăpastei? Da sau nu? Da, mântuirea e personală. Dar eu cred că există o clauză acolo. Când zice, bă, omul ăsta m-a iubit. Mă, tu ai plecat din lumea asta. Bă, ăsta m-a iubit, ăsta s-a rugat. Rugăciunile alea mișcă inima lui Dumnezeu. Și uitați ce zice Biblia în sensul acesta. Proverbe 14 cu 26. Biblia spune așa, dacă puteți să puneți Proverbe 14 cu 26. Zice, cine se teme de Domnul, are un sprijin tare în el. Și copiii lui au un loc de adăpost la el. Adică dacă nu găsești niciun motiv pentru care să te sfințești, zice Biblia, sfințește pentru copiii tăi. Pentru că dacă tu te de Domnul, tu cu nevasta te tende Domnul, fii atent, și copiii tăi vor avea un sprijin tare și vor găsi un loc de adăpost. Amin? Mântuirea personală nu e colectivă, Corect? Dar nu uita, când te tem de Dumnezeu, Dumnezeu ține cont. Și copiii tăi, da, m -a făcut ce au făcut. Bă, e adevărat, mă! O zicea odată fratele Paul Negruț într-o predică, pe Marcul la capitolul 2 spunea că cel mai nenorocit om din lumea asta este persoana pentru care nu se roagă nimeni. Cea mai nenorocită persoană din lumea asta este persoana pentru care nu se roagă nimeni. Dar dacă ai pe cineva, bă, să te aducă cu targa, că eia patru... L-au adus pe prietenul lor. L-au adus la Isus. Dacă ai pe cineva să se roage, să te aducă, ești binecuvântat. Așa că rugați-vă unul pentru altul. Aduceți-vă cu targa. Înțelegeți ideea, da? Aduceți-vă în rugăciune la picioarele Hristos. Amin? Ce să faci? roagă te adu-i cu targa. Adu-i înaintea tronului. Și apoi, noi punem sămânța, altă udă cu lacrimi, dar Dumnezeu face să crească. Putem noi să convingem pe cineva de păcatele lor? Da sau nu? Nu putem. Ah. Din ce în ce familie au tot mai puțin copii? Sau copii cu programare? Este păcat? That's a very good question. Uh în mediul pentecostal s-o vehicula foarte mult unul Timotei, capitolul 2, cu versetul 15. Haideți să vedem. Și pe baza asta, câți dă Domnul? 2 cu 15. Zice Biblia așa, totuși ea, femeia, va fi mântuită, soterios, mântuită, salvată, prin naștere de fi. Dacă, fii ăștia, ăștia subiectul inclus, stăruie cu smerenie în credință, în dragoste și sfințenie. Și ce-au făcut frații pe Nicostal? să vrei să fii mântuită? Câți de Domnul? Și atunci familia de Pentecostal au avut mulți copii. Nimic rău nu avea copii mulți. Eu am șase, un 11 ani și jumătate de căsătorie. Mulțumesc, mulți înainte și vă. <laughs> ok? nu i nimic rău să ai copii mulți. Dar dacă faci copii cu motivație greșită, nu -i, Nu e ok. Eu nu cred că femeia va fi mântuită de focul iadului sau de, de păcat prin naștere de fii. Pentru că atunci aș avea o mare problemă. Înseamnă că jertfa lui Hristos nu a fost suficientă pentru femei. Înseamnă că pentru, că pentru bărbați au fost sângere mai groși și pentru femei mai diluat. Mm. E clar că asta e o erezie. Noi suntem mântuiți numai prin har, prin credință, fără fapte. Dacă ar fi să fie mântuit femeia prin travaliu, musulman cere nibație pe noastră. Corect? Deci nu avem voie să adăugăm jertfele lui Hristos. Noi credem în suficiența jertfele lui Hristos. Hristos a făcut totul pentru noi la cruce. Amin? Credința în Hristos mă mântuie. Punct. Nu faptele. Faptele sunt o consecință a mântuirii, nu o condiție. E ceva care validează că eu am cu adevărat credința adevărată. Faceți păi, să ce spun. Bun. Atunci ce fac cu textul ăsta? Femeia va fi mântuită prin naștere fi. Și dacă ai zece feche? Dacă ai numai feche? Nu, no, de rabă să nu ești mântuită? Păi zice fi. Huios. Deci e la plural și la masculin în limba greacă. Dar ce faci cu alea sterpe? No, aia nu mai poate să fie mântuită niciodată, dacă femeia e mântuită prin așa. Înțelegeți unde mergem? A, frate, zice, citește tot versetul, contextul, dacă stăruie cu smerenie. Mai grav. Adică mama e mântuită dacă prunci ei stăruie cu smerenie și în sfințenie. Păi atunci mântuirea lui mama depinde de viața lor? Nu, mântuirea e personală, nu e colectivă, așa? -i? Deci nu poate, adică vor fi mame în rai și copii în ea și invers. Deci nu se poate referi la asta. Atunci la ce se referă versetul ăsta? Când zice Biblia, femeia va fi mântuită. În limba greacă, cuvântul mântuit e soterios. Și soterios înseamnă salvat. Sau mântuit. Trad Cornescu traduce cu salvat. Exact este imaginea. Soterios se folosește nu numai salvat din păcat, salvat de la nec, salvat de la accident, salvat, salvat de la multe lucruri. Soterios, soterios, soterios de la multe lucruri. Și atunci ce înseamnă femeia va fi soterios prin naștere de copii? Imaginați-vă, de exemplu, un profesor de sport, de înot, care își vede că un elev de-a lui îi prins în ochi, în ochiul ăla și îl trage ochiul în apă. Și când vede, ce face? Pa, o plecat, l-o scos de acolo și îi dă prim ajutor. Ce spune despre el? Că profesorul ăla ce a ce o făcut? Soterios pe elev. L-a salvat pe și prin faptul că l-au salvat, el primește semnificație în viață, împlinire în viață că o da viață la un copil, mă. La fel, traducerea corectă, literală, acestui verset din greacă ar fi așa. Femeia va fi sau va primi semnificație în viață. Împlinire ca femeie în viață. Dacă își vede copiii că stau lângă Domnul și săruie în credință, în zmerenie și așa mai departe. Face o să spun. Deci femeia, că ce folos ai 10 copii și să fie combustibil pentru iad? Sau să vezi că copiii vin de la stăruință? Sau vin de la rugăciune? Atunci tu ca mamă ești soterios, ești împlinită. Ai primit semnificație în viață, de ce? Pentru că ăștia stăruie în credință și neprihănire. Prin asta ce spunem noi? Că atunci să nu mai facem copii? Ba da! Dar cred că trebuie să fie o motivație corectă. Acum eu nu mă bag sub plapă mai nimănui să zic 5 copii să faci, 8 copii să faci. Nu cred că e de bun simț să spun o la cineva câți copii să facă. Dar pot să spun ce zice Biblia. Copiii sunt o binecuvântare, copiii sunt niște săgeți, copiii, sunt o sămânță dumnezească, copiii, zice Biblia, sunt niște vițe în jurul mesei, așa -i? Și peste tot vezi că Dumnezeu este pro-copii. Și generația asta parcă duce un război împotriva copiilor. Și asta e greșit. Mai de mult, era două camere și zeci și prunci. Acum avem 10 camere și dacă am putea, maxim un copil. De ce? Mai întâi să investesc în mine, vreau să mă duc în Dubai, vreau 5 ani să ne cunoaștem și după care. Acum avem toate la senzor, tot, așa? Atunci erau scutece și nu știu ce. Și, uite -te, suntem o generație egoistă. Am ajuns o generație egoistă în care vrem numai noi, me and myself. Me, I and myself. Și copiii ne încurcă în carieră, angajăm bone. Eu am viața mea personală, bonele să aibă grijă. Bonele să aibă grijă de prunci, nu. No. Ce să zic? Eu nu cred în așa ceva. Cred că poate să fie cineva să te ajute, dar să nu ia locul de mamă. Pentru că directoriță și șefă la locul de muncă poate să fie oricare altă în locul tău. Dar mamă la prunci te numai tu poți să fii. Asta e cea mai înaltă echimare pentru o femeie. Amin? Amin? Așa că, câți prunci să faci? Eu zic să-ți întreb bărbatul, el e autoritatea ta, nu eu. Cât zici, cât Domnul? Eu nu zic nici asta. Eu nu zic nici asta, nu apărat. Că dacă zici că zice Domnul pe ideea că să fii mântuite, e o erezie. Că nu poți adăuga jertfele lui Hristos, travaliul tău. O fost suficient suferința lui Hristos. Amin? Și acum fiecare își cunoaște. Granțele, familia. Nu mă bag spun copiii sunt o binecuvântare, dar nu măr pe ideea că de dă Domnul neapărat. Că dacă Domnul dă până intri în menopauză, poți să ai mulți copii. Poți să ai 30 minim, dacă ești fertilă. Da? Deci acolo vorbește cu soțul tău. Că așa m-a întrebat o soră de Moldova. Eram în Italia și Așa, odată dat întrebări la liber, și astea sunt mai periculoase, și ca ce le mai pot alege dacă nu vreau să răspund. <laughs> și m întrebat, frate, zice, câți copii trebuie să fac să fiu mântuită? <laughs> și soțul este ce acolo, așa știi? De zic, eu întreabă-ți bărbatul, zice Biblia că bărbatul e capul soției. Nu, nu zic eu, el îi întreabă pe el. Nu, frate, văd că ai o înțelepciune, spunem câți, știi? Zic eu, întreabă-ți bărbatul, zic. cum să mă întreb mine, nu? Treaba, el e autoritatea ta. Stați înainte, Domnul. Vă știți problemele voastre, nu? Am un caz, o elevă. Mai că s -are o, o durere, o boală rară, unul la nu știu câte sute de milioane. Un mușchi aici, nu știu cum se numește boală, un mușchi aici creează o durere că oamenii se sinucid. Ce mai mulți se sinucid? Își dă cu capul de parchet. Și soră prorociță. Deci nu mai poate. Când o apucă, nu mai poate, nu mai poate. Și are doi copii. Noi imaginați-vă. Zice, îți dai seama, zice, dacă mami, și vine dintr-o biserică conservatoare, zice, dacă mami ar trebui să facă copii așa câți de domnul, pe ea, de ea nu poate să aibă grijă. În ce crize are de datorită. Nu și eu să vin să spun, nu-ți dau cina că au trecut doi ani și, și eu biserică asta, da? Nu-ți dau cina, doi ani au trecut și n-ai născut. Ok, credem că copiii s-au binecunosc, suntem pro, dar cunosc eu contextul, știu eu ce e acolo, deci există cazuri în care... De aceea nu cred că e corect să dăm noi numere. În afară de Iov, care a avut 10 copii, Iacov a avut 12 cu 4 femei, Iosif a avut doi, da? Ce probabil și Iov în perioada patriarhală, când era și Avram a avut mai multe până la urmă, după ce a murit Sara. Nu vezi familia așa cu 20 de copii. E ceva rău în asta? Nu e nimic rău. Doamne, ajută, copiii sunt o binecuvântare. Dar nu cred că e corect să spui: dacă n-ai făcut anul și copilul, tu ai probleme. Nu cred că e corect și nu cred că e biblic. Mântuirea mea este numai sola fide, numai prin credință, sola grația, numai prin har, sola scriptură, prin scriptură, solus Hristus, numai prin Hristos. Amin? Și în rest, vorbiți între voi. Amin? Mai mult nu, zicam amul. cum să creștem la maturitate spirituală? Sfaturi, am zis, rugați-vă împreună, citiți. Deci, eu cred că asta am dat Am dat și de pământ. <coughs> <coughs> Ca și creștini ar trebui să mergem la mare. Dacă nu, ar trebui, de ce nu? Why not? That's a very good question. <laughs> Apropo, să <se> înregistrează? <laughs> ok, <laughs> ne expunem. <laughs> Eu nu cred că e păcat să mergi la mare. Nu cred că e păcat să faci baie în mare sau în ocean. Eu cred că nouă ne place să notăm și ne place în apă pentru că atunci când am fost mici, am stat 9 luni de zile într-un lichid amniotic, așa -i? Și cred că de atunci ne place să notăm. Eu nu cred că e greșit în sine să mergi la mare. Însă, aici e problema, însă, dacă contextul acolo e viciat la mare, adică e stopless, cum e la noi în România, tătis cu marfa expusă pe gratis afară, m-ați înțeles ce vă spun? Deci dacă e contextul viciat, atunci eu cred că e păcat să mergi. Pentru că să nu spui tu că dacă ești bărbat sănătos, hormonal, când o vezi pe aia, tu te gândești la Ioan 3 cu 16. Hai să fim serios. Și Biblia ce feriți vă de orice se pare rău. Mă întreb, frate Gabi, mergi la mare cu familia? I do not go. Eu nu mă duc la mare. De ce? Nu cred că mare în sine e păcat să faci baie în mare. Dar pentru că contextul nostru, și eu puțin românesc, nu știu cum e la voi, destrăbărarea în floare, nu mă duc. Nu mă duc. Am fost invitat în Australia la conferință de tineret. O săptămână de zile au luat o hotel, o pensiune de-aia mare, așa, cu tinerii. Șapte zile, nouă mesaje. <laughs> și erau luate chiar lângă ocean acolo. Și o seară trebuia să prind. În fiecare zi, dimineața seară, în fine. Și tinerii au mers la ocean. Și vreau să vă spun că acolo, în Australia, cel puțin atunci, fetele mergeau în tricou și în pantaloni scurți. Și zis, frate, Gabi, hai la mare, hai la mare, hai la mare, la ocean acolo cu noi. Eu nu cred că e păcat să mergi, mai ales... Dar am zis, cum să mă duc eu acum, fratele Gabi, să marg acolo, să se și să joace volei cu fetele în apă și apoi seara să vină să spună, fiți ființi, că ce eu sunt sfânt. Îți pierzi autoritatea morală. Dar m-am dus să fac baie. Da! Am luat niște băieți cu mașina, Falez are sute mii de kilometri, m-am dus 5 km mai încolo unde nu era nimeni. M-ați înțeles? Și m-am dus eu. Fain frumos. Face să ce spun. Nu cred că mersul la mare sau la apă e păcat în sine. Nu e ceva păcătos. Dar, dacă e viciat locul acolo, atunci, eu zic că trebuie să se oprești. Atât au făcut unii tam-tam pe internet, când am zis cu privire la box, la sporturi și așa mai departe. Când am zis că lucrurile astea pot să fie păcătoase. Vai și o să râd? vai ce, o, o, o. Nu m intimida intimidat niciunul. Pentru că eu nu cred că e păcat să faci sport. Dar dacă activitatea e sportivă te duce într-un cerc, într-un anturaj viciat, da? Lucrul ăla, sportul ăla devine păcat înainte de Dumnezeu. Adică tu, duminica, să fii în casa lui Dumnezeu, tu ești de la, tu ești de la cantonamente. Nu? Lasă, las le acolo. Ești tot la cantonamente. Tu nu mai vii în casa lui Dumnezeu. Mergi și bați pe unul numele lui Isus, nu? Bă, a fost un joc. Și Biblia, când potopul a venit din cauza, din cauza violenței, a sălnicie, așa? Dar tu faci sport de că ruboase și ruboase, Știi să lovești asta? Nu cred că e pentru un copil al lui Dumnezeu. Nu cred că a face sport e păcat. E de dorit. Doar că dacă contextul la sportul ăla te face mai nedumnezeu și te duce în anturaje păcătoase, atunci zic, nu-l fă, fă de unul singur, fără la tine acasă, du-te, fugi pe pădure, nimic te oprește, nu-i păcat, ai grijă la context. Cât prunci de pocăiți? Nu s-au pierdut, că tatăl s-a să facă fotbal de performanță. Ok, foarte bine. Și după un an n a mai făcut cine să vorbească. Și acum se zgârie pe obraz, zic, oai, de cum l gata, nu mai pot recupera. Repet, nu fotbalul în sine e păcat. Uite-te ce context are. Uitați-vă că cei mai mari fotbaliști sunt cei mai mari oameni care se destrăbălează. Știți unde unde după ce faci meșul ăla? Aia măr toți în cluburi. A tot stă dată de două ori cu Biblia. Ca și caca. După care o claca și el și o divorța, nu? Deci, repet, nu cred că e păcat în sine. Dar dacă e viciat locul, Domne, spun ce să faci. Du-te la un hotel care are piscină jos. Vin doi, trei bătrânei de până nu știu pe unde e. și și e pe acolo așa, e în concediu sau nu știu ce. Da. Nu te expui. Nu? Dar trebuie mare grijă. Mai ales dacă ești persoană publică. Ce să fac dacă partenerul meu este închis față de mine și nu comunică? Adică să înțeleg că atunci când ai luat-o sau l-ai luat, comunica, că de-aia te -ai căsătorit, nu? Și acum nu mai comunică. Păi, uite-te să vezi dacă nu ești tu vina. Trebuie să vezi dacă n-ai fost tu totdeauna așa mai răuț, mai abuziv, așa, prea strict. Și ea s-a închis în ea. Și parcă are poate frica aia. Zic, poate să fie o cauză. Uite-te să vezi dacă nu o suferi, te un șoc. De ce nu? la oameni mai abilitați ca tine, care să vorbească. Poate nu vrea să deschide față de tine. Există oameni cu dar special de consiliere. Întreabă, ai văzut ceva la mine? Câte femei nu se închid pentru că îi prin pe bărbații lor, se uită pe telefonul istoric și bărbați, că istoric mă referi, prin la pornografie, și ea se simte atunci un obiect sexual. Și atunci se închide. Și de ce s-a închis? Pentru că ea deja e o păpușă numai. Ea e un obiect. Ea nu e o persoană cu sentimente. Tu nu mai ai relație. Tu vrei consum numai. Și atunci zici, de ce? Eu nu zic că e cazul ăsta aici. Zic, uite-te să vezi dacă nu ești tu omul care ai creat blocajul emoțional. Și dacă l-ai creat într-un fel sau altul, du-te, vorbește cu ea. Și why not? De ce să nu-ți ceri iertare? Și să aștepți timp de vindecare încetul cu încetul. Ce ziceți, bărbații? Trebuie să zic te rog iartă-mă. Da sau nu? Crezi-mă că e un cuvânt magic ăsta. Aduce vindecare. Deja Degeaba duște până în Dubai și nu știu ce și ai tot cu blocaj. Trebuie să stai de vorbă. Iați un timp de cafea, de ceai, du-te undeva numai tu cu ea, într-un loc fain, așa, două zile, trei, și iau frumos sau... Și lasă-o să se deschide. Să, să, aibă încredere că dacă i-a rănile, nu râs și nu-ți ba joc. Și să, arați, să aibă încredere că dacă ți-a rănile, o să-ți pară rău și o să-ți... Să fii mai bun, să nu fii dur, să nu fii macio cu nevasta ta. Să fii leu cu tine și să fii miel cu ea. Să fii leu cu tine, să fii dur cu tine, dar cu ea să fii miel. De de multe ori suntem lei cu alții. Păi, nu mă las, vezi! Și suntem așa de miei cu noi, așa ne iubim pe noi. așa -i? Dar mai ales când vine vorba de soție, trebuie să fie exact invers. Pentru că într-o căsătorie, când unul câștigă, amândoi pierd. Într-o căsătorie, când unul câștigă, se ceartă. Și unul câștiga, i-a dat argumente și l-a terminat pe ăla. Și nu gata. Amândoi au pierdut. Și tu care? Păi dacă ai merge într-o cameră și plânge. Bă, tu ai rămas cu dreptate. Ai câștigat? Ai câștigat? Du-te apoi și predică. Nu? Sau fă lucrarea. Deci nu trebuie să vezi ce oameni creat blocajul dacă nu comunică. Sau nu mai comunică așa. Sau poate fi vorba de un păcat în viața ei. Ascuns. Nu neapărat la tine. Poate fi o bubă sub braț sau un talpă care nu știe numai ea și Domnul. Și știu cazuri. În care tot plângea, te plângea, te plângea. Ce-i cu tine, ce-i cu tine? Te plângea. Și până la urmă nu mai rezista și-o spus. Și bărbatul, când a auzit, a iertat o iertat-o. i a spus că ești ca Domnul Iisus, i-am zis. Ca Domnul Iisus. Cred că niciodată nu se mai bine pe Iisus Hristos ca atunci când ierți din toată inima. Nu știu, deci dacă nu mai comunică și tot închis și asta, Poate nu-i nici măcar problema la tine sau la ea. Poate lucrați așa mult, ia cu pruncii, tu vii stresat sau cu problemele tale, te vede așa încărcat cu toate, nu mai are nici a... și și ea e ruptă de obosită. Eu cred că ar trebui să vă luați un concediu. Concediu de la Dumnezeu. Mereți, dați pruncii la neamuri, luați-vă economiile, lăsați frigidere și rachii și nu știu ce câte le faceți și mereți numai voi doi cu Domnul. Uitați de tot, închideți tot. Nu că stai acasă, nu. Să nu mai vezi mobila aia și lingurile alea. Să-ți să vezi ceva diferit. Du-te, investește. Du-o, numai tu cu ea. Detoxifiați-vă de uh, sistemul, de bancă și orice. Numai voi doi. Și vă spun că vă dă Dumnezeu banii înapoi. Mai auzi ce vă zic. Mereți. Concedui de la Domnul. Vreți argument biblic? Vreți argument biblic că de la Domnul. Vreți? Voi credeți în concediu. Când auzi unii de 30 de ani, că noi n-am ieșit niciodată în concediu. Ei, ai, Rău, rău, foarte rău. De ce? Domnul Iisus Hristos când i-a văzut pe ucenici după ce au făcut mulțirea pâinii, și au stat trei zile și au ascultat predica și zice Biblia Haideți un pic la o parte și odihniți-vă, zis. Ioan 6, da? Și Isus și-a luat ucenicii, hai, gata, cu slujirea, gata, off! Și ce facem? Mergem să ne odihnim. Amin? Și să vezi cum își revine sora și fratele, și să vezi ce comunicare o să aveți. Da? Amin? And the last one. Ah. Ce spune Biblia că trebuie să faci cu un copil rebel? Am mai vorbit un pic, dar poate ar trebui să mai... Eu cred că la un copil rebel și de la o vârstă Cred că cel mai bun mod prin care poți să îi atingi inima, nu uita să dai în cap cu versetii din Biblie, ma, 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 te am nu știu ce, nu. Eu cred că trebuie să-i arăți dragoste. Pur și simplu arată că -l iubești. Arată că -l iubești. Aia îi va topi inima. Ai făcut atâtea sfaturi și parabole, ai dat și întâmplări și tot. Ai văzut că nu funcționează. E da Biblie, e da de toate, ai expus la toate, ai dus cu chinii la -i. Bă! Știi ce să faci? Nu mai te da în cap că până la urmă liriți și oricum te nu mai ia cuvintele tale. arată că iubești. Vine târziu noapte. Ok, dragul tati, vrei să dau de mâncare. arată că iubești. Vă dau un caz. Nu știu cum să pun așa ca să... Am avut un caz. Mergeam spre școală. Și în timp ce conduceam mașina, am auzit vocea Domnului. Astăzi va trebui să dai harul din copil. Așa am simți că îmi simțe când zice Domnul. Când mă duc la școală, pe holul profesoral acolo, era un tată plângea. Eu eram dirigentă, fiul său. Ce s-a întâmplat? Zice, haideți într-o sală undeva, zice, nu mai poți, zice. Copilul meu a pierdut pariul cu viața copilul meu a pierdut pariu cu viața. Zic, cum adică? Și mă duc cu el și cu fiul sau acolo și zic, dacă vrea să vă spună el, vă rog frumos să-l dați afară de la școală. Zice, nu mai, copilul meu a pierdut pariu cu viața. Și el s-a ridicat și a plecat, lăsând un mesajul să-l dau afară. Eram dirigintele lui. Și l-am întrebat, ce, s-a întâmplat? Un băiat fain, liniștit, așa l-am văzut. Nu prea învăța era așa, dar era un băiat respectos. Și... Și de ce? Domnul știu de ce o să mă dați afară, nu știu ce. Da, eu vă spun de ce mă droghez. Deci uitați-vă ochii mei, cum îți băgați în orbită, venele mele, rinichii mei, ficatul meu și mai departe. Și, și plângea că vrea și nu poate. În clasa 8 -a, profesorul lui de sport l-a luat și pe mai mulți, într-o școală undeva la țară, și l-a dat droguri. De atunci chimic, sângele cere. Și zice, nu pot, nu. No. Asta e, plângea, vreau, dar nu pot. Am zis că te ridică în picioare. Era numai eu cu el. Zic eu că trebuie, sari! Ce zice, sari? Și l-am îmbrățișat. Tu rămâi în școală. Când am văzut durerea lui și că nu, că eu am pus întrebări și nu o recunoscut sau ceva, de la el durere, M-am la Ieremia că zice, recunoașteți doar fără de legea și nu voi arunca o privire întunecoasă asupra ta. Când am văzut inima, și Dumnezeu, și inima lui Dumnezeu se mișcă. Când vede că cineva se luptă, vrea și nu poate, așa -i? Să rămâi în școală. După câteva zile zice, mă sună ta să so. domn, deci te mulțumesc, dar numai că o auzit câțiva în școală și acum, bă, te droghezi, nu știu ce. E adevărat, era un caz izolat, sărac, a picat în plasa aia, nevinovat da. Băi, adevărat, te drogă, nu știu ce știi. Și nu mai vrea să vină datorită atât Mi-am luat mașinuța mea, Skoda, ce aveam pe atunci. Și m-am dus până la el, în satul ăla lui. Și am zis, tu vii la școală, de mâine vii la școală, tu trebuie să termini 12 pe clasă. Eu vorbesc cu profesorul, este treaz de a 5 -ul. Tu vii la școală. Și dacă cineva mai zice cineva ceva, îi spui următorul lucru. Tu nu ești papa să mă mărturisesc ție. Tu mi-ai spus mie, ți-ai schimbat cartela, cum ți-am zis, ai terminat cu relația. Dar... Tu nu ești papa. Nu trebuie să spui tu la nimic ce ai făcut. Și tu mi-ai spus mie și ceau cu toți. Dacă mai comentează vreun elev, îmi spui mie, spui că îl spui la domn profesor. Băiatul venit. O terminat 12 clase, o făcut botezul, lucrează în diaspora. Cel mai ușor e când dai de cazul de astea, pac, e rebel. L-ai tunat. Dar dacă Dumnezeu ar face cu noi, cum facem noi cu alții, așa -i? Dar la tine este iertare ca să fii de temut. Ce să faci? Arată-i dragoste. Arată-i dragoste. Și dragostea aia va străpunge inima. Spuneți-mi, nu zice Biblia că bunătatea lui ne îndeamnă la pocăință. Nu biciul, nu mânia, așa -i? Nu răutatea, să o zicem. Așa e dreptatea aia, ci bunătatea. Dar dacă noi vrem să fim așa uh, răuți, îmbrăcați în hainele dreptății, bă, drept. E adevărat. Dar nu uitați ce o să zic mare predicator Sporgion. Nu fii prea acru, că te scui pe toți. Nu fi nici prea dulce, că te papă toți. Fii acruț. M Ați înțeles ce vă spun? Deci, trebuie să fie un echilibru, ca la un trandafir. E frumos, are petale, dar are și ghimbi. Așa e? Trebuie să fie echilibru ăsta. Problema e că de multe ori am fost mai ghimbi, ghimbi, am dat verset, bum, bum, tași, păcătosule. Și asta nu se apropie de Dumnezeu, l-a îndepărtat. Dar nu zi, nici, apă la asta mă prunc, nu fi tu nici primul, nici ultimul. Nici nu da apă la moară, nu știu ce. Arată-i că te doare. Deți cu dragoste arate că îl iubești. Pentru că ceea ce face farme cu un om este bunătatea lui. Și mă rog, Domnului, pentru voi și mă rog pentru mine și copiii mei, care sunt mici acum și poate ar ziceți unii, e ușor să vorbești, e foarte adevărat și nu vă contrazic. Dar în același timp sunt convins că dacă pruncii mei vor sta pe lui Dumnezeu și mă rog pentru asta, e harul lui Dumnezeu. Și mă rog ca harul lui Dumnezeu să fie și peste noi și peste toți pruncii noștri. Amin? Toți să fie ucenicii Domnului. Și într-o zi să ne bucurăm, că niciunul să nu lipsească în ceruri. Toți să fim o turmă și un pastor. Amin? Hai să ne ridicăm în picioare. Și hai să ne rugăm pentru noi, familiile noastre, copiii noștri. Și Domnul să ne asculte pe toți. Amin. latiero. Dragii mei, haideți să ne reocupăm locurile și invit în față grupul de laudă și de închinare care ne va conduce în două cântări. Grupul de laudă și de închinare, surorilor, nu vă lăsați invitate prea mult că dacă nu am mai făcut noi într-o marți așa, am chemat aici frații bărbați și am cântat noi. Dacă în timpul acestei două cântări mai există întrebări, puteți să le trimiteți aici în față, fratele Gabi încă mai aici printre noi și Domnul să-l binecuvânteze. El încă ne mai stă la dispoziție, Domnul să-l binecuvânteze. Dacă mai sunt întrebări în timpul acesta, să mai naște o întrebare în mintea cuiva, scrieți pe hortie și trimiteți-le în față. da pe Domnul cu cântarea, Vrei tu să scapi de păcat sarcina Prin sângele Sfânt al lui Iisus Vrei tu să scapi de păcat arcină Prin sângele Sfânt al lui Iisus.

Liviu o să-l ascund pe cum cântă la pian. Aveți mare har să aveți așa oameni. Domnul să vă binecuvânteze. Vreau să concluzionez așa pe scurt, vorbind despre secretul unei căsătorii binecuvântate. Primul secret, am zis, frica de Domnul, așa -i? Vă aduceți aminte? Și dacă nu știi multă consiliere și etică, frica de Dumnezeu te păzește de păcat. Amin? Al doilea a fost iertare, așa -i? Iartă. David, de ce o să abiga? Iartă că Domnul îți va face o casă trainică. Vrei casă puternică? Alege să ierți pe Domnul tău, pe Doamna ta. Amin? Al treilea, vă aduceți aminte care a fost? Plinătatea Duhului Sfânt. Fii plin de Duh. Este pus în contextul familiei. Numai odată scrie în Biblie și nu este pus în contextul darurilor spirituale, ci în contextul familiei. Acolo prima dată și apoi la biserică. Amin? Și patrulea, foarte pe scurt, secretul unei căsătorii binecuvântate este fără îndoială The Holy Bible. Read the Bible. Este Biblia. Ascultați ce spune Biblia în Iosua 1 cu Zice Biblia așa. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugete asupra ei zi și noapte căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și vei lucra cu înțelepciune. În engleză zice, and you will have a good success. Și americanii vorbesc rețeta succesului. Cartea aceasta legii, să nu se depărteze. Cu alte cuvinte vreau să vă spun următorul lucru. Răspundem la întrebarea, care este relația ta cu Cuvântul lui Dumnezeu? și spun care este nivelul tău de succes din perspectiva lui Dumnezeu. Când vei sta cu cuvântul lui Dumnezeu și nu vei fi leneș, Biblia vine și spune, vei izbândi în toate, toate, toate lucrările tale. Falimentele în viața noastră de multe ori și de familie este pentru că unii au divorțat de cuvântul lui Dumnezeu, n-au mai stat cu Scriptura. Și în momentul acela, dacă Evanghelia este puterea lui Dumnezeu și eu n-am mai acumulat putere în mine, când au venit ofertele, nu mă refer neapărat păcătoase, de decizii în viață, ai făcut poate o decizie greșită, de ce? N-ai mai stat cu cuvântul. Spunem care e relația ta cu Scriptura și succesul nostru este determinat de relația noastră cu cuvântul lui Dumnezeu. Să vă spun o statistică, o statistică așa care să ne sperie, 90% din membrii bisericilor noastre au atâta Biblie în cap cât au acumulat înainte de căsătorie. După ce sunt costorit, prunci, bancă, loc de muncă, două, trei joburi dacă se poate și nu au mai avut timp de Scriptură. Și viața noastră spirituală, noi respirăm unde? La cruce și la Scriptură. Cuvântul scris și cuvântul întrupat Iisus Hristos. Atât avem. Și dacă relația mea cu Dumnezeu nu este fundamentată pe Biblie, adică să stăm cu Biblia, să le mai stingem, să stăm cu Biblia, gândiți-vă că la ora actuală, peste 40 de milioane de musulmani știu Coranul pe de rost. Ce zici, Petrișor? Peste 40 de milioane. Deci dacă mâine s-ar arde toate Coranele din lumea asta, la un apel, simplu apel, peste 40 de milioane, ar, ar scrie cuvânt cu cuvânt. Și Coranul este cât nou testament de gros, aproximativ. Noi trăim astăzi într-o generație analfabetă din punct de vedere biblic. Credeți-mă că lucrez cu copii și cu tinerii. Știu atâtea lucruri. Și când încep un verset cunoscut și să mi-l continue, nu știu. Sunt de acele patru tipuri de soruri cu sămânța. Să-mi spun chestii generale care mi se pare că ar trebui... Nu cunosc Scriptura. Le plac tabere, le plac conferințe, le plac uh, worship, așa numa Numai muzică, 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 muzică și nu au fundament. Casa se zidește pe cuvânt, pe stâncă. așa Așa că dacă vrem să avem familii puternice, mai ales ca bărbați, să avem direcție, călăuzire de la Duhul Sfânt, relația cu cuvântul trebuie să fie prioritară. Adică spunem cât de mult prețuiești cuvântul și spun cât de mult îl iubești pe Dumnezeu. Dacă nu iubești ce iubește El și ce a inspirat Duhul Sfânt, probabil nu -l iubești, poate îl simpatizezi. Da, ești de acord, da, da. Dacă vrei cu adevărat să vezi nivelul tău de iubire, ce faci cu scrisoarea lui de dragoste? Aici am mintea lui Dumnezeu. Noi avem gândul lui Hristos, spune Biblia, așa -i? Avem gândul lui Hristos. Și de unde mi iau eu gândul lui Hristos? Ca să pot să fac decizii înțelepte în viață. De unde? N-am altă sursă decât binecuvântata Scriptură. Așa că mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să iubim ce iubește El. Știți cum se mănâncă un elefant? Bucățică cu bucățică. Cum citești dita mai carte de 1222 de pagini? Cum citești 31 de 1102 de versete? În care 8.000 sunt promisiuni. 8 vă dați seama ce darnic că a fost Dumnezeu cu noi? Ne-a dat 8.000 de promisiuni. Adică nu există situație, context în viața mea, oricât de delicat ar fi, să n-am promisiuni din partea lui Dumnezeu. Și de aceea Ezra, se pare, cel care a scris Psalmul 119, a spus așa, dacă n-ar fi fost legea ta de sfătarea mea, aș fi pierit în ticăloșia mea. Adică el ziceam, am ajuns pe buza prăpastiei, cum sunt mulți astăzi în familie, pe buza iadului. Dacă n-ar fi fost legea lui Dumnezeu, dacă nu stăteam cu capul în scripturi, aș fi pierit. Bă, mă duceam de avalmă, mă, dar am avut promisiuni, bă, m ținut, mă. Nu m-am dus pe bază de hormoni și pe bază de sentimente și ce simt. M-am dus pe bază cuvântului, m-am împotrivit sentimentelor. Și am zis, nu mă interesează ce simt, ce zice societatea. Eu mă țin de cuvânt, de promisiunile lui Dumnezeu. Și a rezistat. De ce astăzi oamenii ajung în stări de ticăloșie? Pentru că relația lor cu Scriptura nu mai există. Și atunci fac decizii ca în lume. Îți ca în lume. Și mă rog ca Domnul să ne păzească. Amin? Poate după mesajele astea trei, nu? Care le-am avut, două de învățătură și una de întrebări și răspunsuri. Poate vei spune în inima ta, frate Gabi, ai zis bine, dar eu cred că, sunt, cred că am falimentat atunci. Cred că am falimentat. Am fost la o biserică în Oradea unde am avut câteva săptămâni, așa o pe săptămână, am avut gen învățăturile astea. Și s-a ridicat o soră în picioare la întrebări și răspunsuri și asta și că e cam periculos când el astăzi se ridice așa, știi, nu cu bilete. Că nu știi ce urmează, știi. Și față de ei, eu zis. Și acolo în biserică. Ei erau, erau foarte mulți. O frate, zici, eu, 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 am falimentat cu copii mari. Eu le predasem la copiilor la școală. Eu am falimentat atunci în familie. Îmi dau seama că eu am falimentat. Și am ce mai pot face? Că sunt femeie mai în vârstă. Atunci deci, m-a rugat rapid Dumnezeu, zis, Doamne, de mi un cuvânt rapid. <laughs> Când ai ce să zici, dai mă te pune așa în fața faptului plin. Și vă spun ce cuvânt mi-a dat Dumnezeu pentru sora aia și ce mi-a dat pentru ea, e valabil pentru fiecare. Deci dacă simți că, oh, cât ar trebui să mai improvizez la relația mea cu soțul, soția, cu familia, cu tine și la toți în cape, hai să fim serioși, așa -i? Toți avem picioare de lut și numai mila Domnului ne ține, amin? Îți spun ce răspuns o dat Domnul, Duhul Sfânt acestei femei. Eu, El, capitolul 2 cu versetul 25. Ioel 2 cu 25. Unde Biblia spune așa. Contextul este. Dacă te întorci la mine, dacă te vei întoarce și îți vei plânge păcate așa mai departe. Ascultați ce zice Domnul. Vă voi răsplăti astfel ani. Hai să rostim cu toții și vă voi răsplăti astfel ani pe care i-au mâncat lăcustele, arbeh, elec, hasil și gazam o știrea mea cea mare, pe care am trimis-o împotriva voastră. Veți mânca și vă veți sătura și veți lăuda numele Domnului Dumnezeului vostru, care va face minuni cu voi și poporul meu niciodată nu va mai fi de ocară. Și m-am uitat la sora aia și am zis așa, ascultă, dacă noi ne recunoaștem falimentele, Dumnezeu poate să comprime timpul. Dumnezeu nu plătește, ci răsplătește. Și Dumnezeu în anii care au mai rămas, într-un an de zile, poate să dea satisfacții și să recupereze în timpul ăla pe care lăcustele, obiceiurile, păcatele, atitudinile nepotrivite. Ți-au mâncat floarea vieții. Dumnezeu poate să răsplătească, nu să plătească, să comprime timpul și să facă cu tine în cinci minute ce tu n-ai putea face într-un miliard de ani. Asta face Dumnezeu când te întorci cu toată inima. Voi credeți asta? Doamne, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Și vine Hristos și într-o singură secundă face ceea ce n-au putut într-o noapte întreagă. Ce n-ai putut să faci în 20 de ani de zile de căsătorie. Și vii și recunoști falimentul tău. Domnul poate să comprime timpul. Și în timpul scurt sau lung cât s-a rămas, să-ți dea Dumnezeu un har și un succes, cum nu-l puteai avea în 20 de ani de zile după metode omenești. Ăsta e Dumnezeu nostru. Noi slujim un Dumnezeu al minunilor. De aceea, căsătoria este invenția lui Dumnezeu și el știe cel mai bine cum funcționează și trebuie să stau cu cartea legii să văd cum o proiectat Dumnezeu familia, așa -i? Adică dacă eu, de exemplu, inventez o mașină, mercedes nu? Și zic, domne, mașina asta o fac să meargă pe motorină. Și eu vin și spun, bă, lasă-mă cu design, lasă-mă cu cartea tehnică. Bă, eu, 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 cred că merge cu nisip, e mai ieftin. Că așa simt eu. Păi nu are importanță ce simt eu, mașina aia se va neca, așa -i? Acum lumea asta ce ne dă? Ne dă nisip. Bă, așa funcționează. Familia, bă, așa. Și noi ce trebuie să facem? Să ne împotrivim acestei presiuni culturale cu toate ideile lor de multe ori tâmpite. Și ce să fac? Să iau cuvântul, cartea asta lege, așa -i? Să zic, Domnul mi-a zis, cum funcționează viața mea? Cum funcționează familia mea? După regulile celui care a inventat căsătoria și care este Dumnezeu. De aceea, cartea asta lege să nu se depărteze, să stau cu ochii în scriptură. De ce? Ca să am o viață Binecuvântată, sau de succes, dacă vreți. Sau cum vreți voi, da? Dar dacă vezi că te-ai depărtat de Dumnezeu și viața ta are gust de carton și parcă nu mai există savoare și nu mai există acea aromă acea, uh, uh, aroma lui Dumnezeu, știi ce să faci? Să te întorci înapoi la rădăcină. Să spui, Doamne. Nu e așa, pentru că eu am asta, asta, asta și asta. Doamne, mă pocăiesc, eu cu familia mea. Fac reformă în familia mea. Și știi ce a făcut Dumnezeu când Iacov a făcut reformă în familia lui? Domnul zis, Iacove, suete la Betel. Geneza 35. Suete la Betel și locuiește acolo. Dar înainte să meargă la Betel, ce și ce a făcut Iacov? Iacov a zis, stai, stai, Doamne, nu așa să mere? Tu îmi zici, dar nu, nu, nu mă pot duce la Betel așa. Au făcut reuniune de familie și au zis, scoateți toți Dumnezeii străini care aveți între voi. Dați-i să mă duc să-i îngrop sub stejarul din Sihem. Vă să aminte? Și și-au adunat pe cei 70 de oameni în tribul lui și-au și luat toți Dumnezeii străini. Și o măr și o îngropat. Și istoria spune că s-o dus singur cu nimeni să nu vadă unde îngropă și mai întâi o distrus, că și dacă i-ar găsi vreodată să nu poată să îi ia înapoi să-i folosească. O zis, nu mă pot duce la casă de Dumnezeu care e sfânt, care e un Dumnezeu gelos să mă duc cu alți Dumnezei. Mă, trebuie să-i îngrop. Când mă duc să mă închin înainte de Dumnezeu, trebuie să mă duc cu toată inima mea și familia să-mi să fie cu trebuie. Afară cu Dumnezeu străini. Ce a făcut Dumnezeu pentru gestul ăsta? spune Biblia că Domnul a aruncat groaza în neamurile care îl urmăreau pe Iacov, datorită faptului că Levi și celălalt frate au măcelărit Sihemul. Vă aduceți aminte? Și toate neamurile au venit să o omoare pe Iacov pentru ce au făcut. Și ce a făcut Dumnezeu? A aruncat groaza în ei și și-au protejat tribul ăsta din care a ieșit mai târziu cine? Hristos. Poate Dumnezeu să pună mantia protecției, mantia harului peste tine? Poate să facă Dumnezeu să salveze viața? Dar și ce trebuie să faci? Îngroapă-ți Dumnezeu. Fără unul de familie și de dragă, uh, cred că fusta e cam scurtă. Out, afară cu ea. Uh, uh, fico, băiatule, muzica aia din computer, out, afară. Aici se ascultă muzică creștină. Out, afară cu ea. Aici domnește Hristos, așa? -i? Să faci curat în computer, în garderobă, în tot, în atitudine, să mărturistești pe. să intri într-o pocăință de familie. Și credeți-mă că Dumnezeu poate să răsplătească apoi anii pe care i-au mâncat lăcuse arbei ele, hasil și gazam datorită nevegherii Nu și că am zis, ne lasă că se poate și așa și nu știu ce. Când lei le pe Dumnezeu în serios și Dumnezeu te va lua în serios și voi cinsti pe cine mă cinstește, zice Biblia, și voi ne cinsti pe cel care mă ne cinstește. Vrei să fii cinstit? Vreau să fiu cinstit de Dumnezeu, clar o chiesi. Da, vreau să fiu cinstit. Atunci ce să fac? Să-L cinstesc pe El. Să ne facem curat în viață, în familie și credeți-mă, ce poate Dumnezeu să facă într-o singură secundă când viața noastră? Să ne dea clicul ăla, care nu-l putem avea de la noi înșine. Dumnezeu poate să facă într-o secundă, ce noi nu putem face într-un miliard de ani dacă am avea. Ăsta e Dumnezeu nostru, Dumnezeu al Așa că nu dispera și zi, Oi, nu știu, cred că e prea atât, zi, Oi, de frate, dacă ai ști, ascultă-mă, știe Domnul mai bine decât, și decât tine și decât mine întoarce-te la Dumnezeu și Dumnezeu comprimă timpul. Răsplătește anii aia. E răsplătește Dumnezeu și va face minuni cu voi, zice Biblia, auzi? Cu voi și nu veți mai fi de ocară, pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al minunilor. Lăudați să fie Domnul Iisus. Lăudați să fie Domnul Iisus.